O delicioșenie pe care aș mânca-o în orice zi la orice oră. Ciula mama de pui, cu mult sos, așa cum ne place tuturor, servit alături de mămăliguță caldă și mult, mult mujdei de usturoi, mamă, este nebunie dacă știi cum să o pregătești. Hai să-ți arăt cum o fac eu. Am folosit două pulpe de pui și două bucăți de piept pe care le-am tăiat în cubulețe. Le-am pus într-un vas încăpător, am adăugat apă și am lăsat carnea la fiert. Dacă îți place rețeta mea, te rog să-mi dai un like, mă ajută foarte mult și apasă butonul de urmărire pentru că postez rețete noi delicioase în fiecare zi. Între timp am tocat mărunt și o ceapă de mărime medie și am spumat bine carnea. Te rog să mă urmărești și pe Instagram, mă găsești yummy.expert. Într-o tigaie bine încinsă, am pus două linguri cu ulei, am adăugat ceapa, jumătate de ardei capria, două linguri cu bulion, le-am lăsat la călit pentru 1-2 minute și am adăugat trei linguri cu făină. Am amestecat bine, după care imediat am turnat jumătate de cană de apă rece. Când nu au mai fost cocoloașe, am turnat puțin câte puțin din supa fierbinte. Am adăugat 100 de ml de smântână pentru gătit, am condimentat cu sare, piper negru, boia dulce și am lăsat totul la fiert pentru 10 minute, timp în care, bineînțeles, m-am ocupat de mujdei. Am folosit câțiva căței pe care i-am răzuit și i-am pasat bine cu sare și ulei. Am turnat supă de pui răcită și am lăsat deoparte. Când sosul a devenit cremos, am adăugat carnea și l-am mai lăsat la fiert împreună pentru încă 10 minute cu capacul pus. Bineînțeles că din supa rămasă am făcut o delicioasă mămăligă. Trebuie neapărat să încerci și tu, îi dă un gust super bun. Și astfel vei pregăti cea mai delicioasă cină pentru familia ta. Lasă-mi un mesaj în comentarii și spune-mi ce părere ai despre rețeta mea. Tu cum faci ciulamaua? Hai că sunt curioasă. Poftă bună, vă pup!